Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Așteaptă-te la călătorii! În iunie, vei putea să te relaxezi, să-ți vizitezi rudele, iar unii tauri poate că ori se plece într-o călătorie de afaceri interesantă. Dacă vrei să te îndrăgostești, atunci acționează. La începutul verii, Ușile sunt deschise pentru noi cunoștințe și angajamente. Între timp Jupiter, care își schimbă locația în iunie, va avea un impact tangibil asupra soartei tale, așa cum se arată pe astrograma ta natală. Prin urmare, acum, indiferent de ce se întâmplă în jur, nu trebuie să uiți de întărirea spatelui. Într-adevăr, de peste un an, Taurul se așteaptă la noi descoperiri care necesită o pregătire preliminară serioasă. În prima lună de vară, viața personală a taurului tipic se poate juca și cu culorile curcubeului, al renoirii și schimbării. În plus, în cursul lunii iunie, potențialul energetic al taurului este destul de mare, ceea ce înseamnă că nu-ți este frică de boli periculoase. O surpriză deosebită în iunie pentru Taur este luna plină în săgetător pe data de 14, care trece prin casa opta astrogramei tale natale și prefigurează transformări pozitive pe calea vieții tale. Adevărat, pentru aceasta, Taurul trebuie să profite de toate șansele și oportunitățile oferite de soarta schimbătoare. Dragoste Relațiile amoroase se vor dezvolta rapid cei care au fost într-o pereche de multă timp vor putea atinge un nou nivel. Majoritatea taurilor vor decide să se mute împreună cu partenerul sau să creeze o uniune de familie. La mijlocul lunii pot apăra necazuri neprevăzute, fi pregătită să te aperi și să-ți consolidezi punctul de vedere. Una peste alta, este un moment bun pentru a te îndrăgosti. La sfârșitul lunii, preocupările de familie vor ieși în prim plan va trebui să rezolvi o mulțime de probleme interne. De asemenea, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor. În ultimele zile ale lunii iunie, poți să ai o întâlnire caldă și sinceră cu prietenii. Orice petrecere va avea succes, dar este mai bine să o planifici pentru prima decada a lunii. Sănătatea Ai grijă de sănătatea pielii Acum taurul va fi afectat de arsuri, inflamații, diverse erupții cutanate și multe altele. În primul rând, protejează-te de radiațiile ultraviolete, poartă parasolare sau folosește creme cu grad UV ridicat când pleci în vacanță, tratează pielea preventiv pentru mușcăturile de insecte. La sfârșitul lunii, alergiile se pot agrava, acestea se pot manifesta prin erupție cutanată, mâncărime și roșață. Cei care sunt predispuși la psoriazis trebuie să se gândească la luarea unor medicamente speciale. Prima decada lunii iunie poate fi plină de probleme de sănătate. Punctele slabe vor fi articulațiile și mușchii. Te poți trezi mai stânga ce ca de obicei și mai probabil să te rănești. Bolile cronice se pot agrava de asemenea. Nu trebuie să glumești cu asta, mai bine să consulți un medic și să urmezi un tratament. Banii la locul de muncă, taurul se poate aștepta la răsturnări neașteptate. Cineva te poate dezamăgi brusc sau îți poate schimba unele dintre responsabilități. Pregătește-te pentru faptul că va trebui să zăbăvești frecvent în serviciu, să sacrifice odihna și timpul personal. Din această cauză pot apărea scandaluri. Dacă supraviețuiești în mod adecvat unei perioade dificile, poți conta pe o bună recunoștință pentru a corecta situația financiară, profite de șansa de a pleca într-o călătorie de afaceri. Persoanele creative pot găsi inspirație în lucruri simple. Acum ai o muză bună cu care pot să creezi proiecte incredibile. La mijlocul lunii iunie, vei fi invitată la un eveniment în care vei întâlni oameni interesanți care te vor ajuta în casă sau în cariera ulterioară. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!